Bună dimineața, nucilor de cocos! Astăzi este ziua lui Felix! Este foarte devreme, Este ceasul 7 fix. Am noroc că Felix încă doarme, dar urmează să se trezească super curând. Așadar, haideți să ne grăbim, pentru că este ziua lui. M-am gândit astăzi să-i fac o grămadă de farse și v-am pus pe Instagram să-mi dați idei, iar cele mai bune farse au fost alese pentru videoul de astăzi. Haideți să înceapă farsele! Și nu uitați, apăsați butonul de coco like. Fiecare coco like înseamnă un cadou pentru Felix! Pentru prima farsă, vreau să-l trezim de dimineață zgomotos! Pentru abonați și cu mine să faci mâncare, să mă iubești, să fii fain ca până acum. Au! La mulți ani! Ai vrut... Nu, nu închide camera! Ai vrut o freză nouă? La mulți ani! Eu și Cocolicșul și Lucile de Cocos te iubim! Mult. Ah, o să fie o zi din asta. Lasă-mă. La mulți ani! Lasă-mă să plec, Cristi. Asta te vezi să stea așa? A, ce drăguț ești! Toată lumea să scrie în comentarii la mulți ani, Felix! Cum te simți? A dormit. Să mă simt. Îți urăm o zi minunată. Și ce a fi minunat în ziua asta? Ce? Nu mai filma. S-a văzut de liniște. N-ai noroc. La mulți ani! Tocmai acum Felix vine pe ușă cu cadoul pentru ziua lui, deoarece l-a sunat curierul și din câte aud eu, este un cadou foarte greu. Bucuros de Felix. Acum, oare ce-o fi aici, Felix? Oare ce-o fi cadoul tău? Eu pot să spun, vă spun sincer că mi-am rupt spatele. Ești curios? Sunt curios, dar știu! Sunt curios, dar știu! Felix știe! Felix știe ce e acolo! Felix știe, dar rucile de cocos nu știu ce este, așa, dar haideți să le arătăm. Care este cadoul de ziua ta, Felix? Unul dintre ele. Unul dintre ele. Chiar așa de bucuros ești? Mi-am rupt spatele, Cristina, noi am făcut în total 2500 de videouri, plus o grămadă care nu s-a deșitat. Și toate nebunile și toate chestiile. Gândește că dacă lucrezi atât de mult... Ia să vedem! Ia să vedem de ce a avut nevoie gamerul! Oh my god, oh my god, oh my god, deschide-l o dată, repede! Repede, 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 repede! Nu pot să ridic! Discount de gaming! What? Ia să vadă și nucile de cocos! Ah, ce bine este! E confortabil? Nu știu dacă vine aici sus, aici zi. Nu știu ce e asta, dar nu vreau, ce grea e! Ia, uitați, acesta este scaunul de gaming. Scuze, scaun de gamer al lui Felix și abia așteptând să-l deschidă. Să vedem și noi cum arată! Câte frumusețe! Ce fain, Felix! Verde, ție-ți place verdele? Asta. Bă, Felix, ai grijă! Câtă fericire pe fața lui Felix! Deja se duce sus!
Eu să nu vin camera, cam tot. Nu vin. Cât de fericit a fost Felix pentru cadoul lui. Abia aștept să văd și eu cum se vede noul scaun de gamer. Chiar avea nevoie gamerul de un scaun, pentru că noi ne filmăm atât de multe ori la Cocolix și mai ales el stă atât de multe ori acolo și editează, lucrează la calculator și ar avea nevoie de un scaun să-i fie confortabil. Ajută la cărat. Și dacă vreți că e gata, mai filmăm. Da, hai. M-am îmbrăcat frumos așa ca să sărbătorim ziua lui Felix. Asta este cea mai bună rochița mea, pentru că de când s-au închis toate magazinele nu mai am cu ce să mă îmbrac. Așadar, asta este cel mai bun lucru pe care l-am în casă cu care să mă îmbrac. Și acum că m-am făcut frumoasă pentru ziua lui Felix, eu zic nucilor de cocos să continuăm așa cu cât de multe farse putem pentru astăzi. Și o idee foarte bună pe care ați avut-o voi a fost să îi facem altceva în loc de clasicul tort. Așadar, vreți să vă arăt tortul pentru ziua lui Felix? Eu cred că o să-i placă foarte mult și în caz de nu-i place, e vina voastră pentru că voi mi-ați dat ideea. Sunteți curioși? Aici urmează să fac blatul, iar blatul va veni din mămăligă! Așadar, voi face o mămăligă dintr-aia tare, care să arate exact ca un tort odată ce o vom decora cu glazură de ciocolată și cu bombonele. Eu zic că o să arate fix ca un tort și nici măcar nu o să-și dea seama. O să-l fraierim, nu-i așa? Cât de bine arată blatul pentru tort, nu-i așa că mă pricep sunt cea mai bună gospodină? Am pregătit aici o farfurie, cea mai frumoasă farfurie pe care am avut-o prin casă. Iar aici am pregătit ceea ce urmează să fie glazura cu care vom îmbrăca tortul de mămăligă. Și în partea asta am pregătit eu ce aveam eu, niște bombonele romantice, cum îi place Felix. Felix îi place foarte, foarte mult romantismul. În caz de nu-i place atâta de mult, mai avem și astea cu ciocolată. Vedeți, sunt diferite forme de ciocolată. Și surpriza surprizelor, ca să pară un tort veritabil, am aici câteva căpșuni de la piață cu care o să ornăm așa super mega frumos. Sunt atât de curioasă să văd cum o să iasă tortul ăsta super mega bun, mai ales că a fost ideea voastră, abonaților, deci sunteți genial. Sunt atât de curioasă să văd cum o să reacționeze Felix, așadar stați pe fază, pentru că am de gând să ornez tortul cât de bine pot eu. Deja începe să arate ca un tort, însă va trebui să-l nivelăm aici frumos, să-l facem cât se poate de frumos. Așadar, acum cât este mămăliga caldă, mă pun să o fac în forma cea mai apropiată de tort. Trebuie să o facem cât se poate de perfectă! Ia uitați, nucilor de cocos, l-am făcut cât de perfect am putut, iar acum am de gând să las puțin să se răcească, deoarece am emoții, sper să se prindă foarte bine glazura peste, așadar îl lăsăm puțin la răcit, iar între timp ne apucăm de făcut glazura. Din câte am citit eu pe instrucțiuni, se pare că pui doar acest pliculeț și cu câteva lingurițe de apă, ceea ce înseamnă că o să fie super simplu, numai bine așa pentru un tort gen de farsă. Sper să-mi iasă, este prima oară când fac glazură de genul acesta. Pare foarte simplu, adică doar amesteci apă cu glazura asta, dar sper să pun cantitatea perfectă de apă, astfel încât să-mi iasă foarte bine, să acoperim mămăliga și să o transformăm în cel mai arătos tort. Dacă nu delicios, măcar arătos. Acum să vedem cum punem asta pe asta, astfel încât să arate ca cel mai și cel mai delicios tort, fără să-și dea seama din prima că este mămăligă de fapt. Deja arată foarte bine. Schimbare de plan, nu sunt atât de mulțumită cum a arătat cu această glazură care nu prea mi-a ieșit bine, pentru că sunt o super mare bucătoasă. Așa că trecem la planul B, să ornăm tortul cu această cremă albă și sper de data asta să-mi iasă mai bine, astfel încât să-l acoperim tot, ca Felix să nu-și dea seama că este o mămăligă. Acum că v-a auzit zgomot de mixer, cu siguranță va crede că i-am făcut un tort adevărat.
operațiunea ornarea. Acum sperăm să îmi iasă mult mai bine decât prima dată, pentru că prima dată a fost destul de dezastruos. Se vedea mămăliga destul de bine. Am șters cât am putut de mult din glazură. Iar acum pun această budincă pe deasupra, care arată, sincer, foarte bine. Și nu va arăta ca la cofetărie, dar măcar va arăta ca un tort de casă. Trebuia să fac asta de la început. Ideea cu budincă, să știți, pentru cine vrea să facă un tort farsă, ornați-l cu budincă mai degrabă. Ce bine arată! Păi îți fac ceva bun! Doamne, nucilor de cocos până la urmă arată atât de bine, încât îmi pare rău că nu este un tort adevărat. Ia uitați ce frumos este! Eu zic că m-am descurcat de minune și până la urmă a fost o idee bună să schimbăm crema cu budincă de vanilie și să adăugăm pe deasupra aceste bombonele de ciocolată și flori! Mamă, ce frumos este! Am luat și lumânări ca să fie tortul complet. Farsa nu poate să fie completă dacă nu îi facem și un cadou. Un cadou și stăteam așa și mă gândeam care este lucrul preferat al lui Felix, adică ce îi place lui cel și cel și cel mai mult. Și am ajuns la o concluzie. Știți ce îi place lui Felix cel mai mult? Atunci când este lăsat la baie fără hârtie igienică. Și mai exact, cu atâta. Așadar, acesta va fi cadoul de ziua lui pentru farsa pe care o pregătesc. Eu zic că este ideea cea mai bună, cred că o să-i placă la nebunie. Așadar, haideți să-i ambalăm cadoul, ce ziceți? Credeți că ne ajunge cutia asta așa mare? Oare intră? Da, mi-am luat fier de călcat în sfârșit. De 5 luni de zile tot mă chinui să-mi iau un fier de călcat și în sfârșit am reușit. Așadar, sunt super bucuroasă, dar nu despre asta este vorba. Este vorba despre cadoul lui Felix, care este cu atât mai important. Ia, deci totuși, credeți că intră? Ce ziceți, intră? Oh, mai și rămâne spațiu! Haideți să îl și împachetăm, îl facem așa foarte colorat și drăguț, astfel încât să fie de un impact și mai mare. Și am ales culoarea asta verde, care îi place lui Felix foarte, foarte mult. Iar eu acum am să trec la împachetat acest minunat cadou. Wow, a ieșit un cadou super tare, nici nu o să aibă idee ce se află în untul. Probabil o să creadă că se află ceva foarte, foarte mare și interesant, dar chiar asta se află, nu-i așa, în nucilor de cocos? Ceva foarte interesant, la care chiar nu se așteaptă. Ce drăguț! Acum, nucilor de cocos, dăm drumul la lumânări și îl chemăm pe Felix. Ce mă pricep! Haide, repede! Hai că ți-am pregătit ceva! La mulți ani! Mersi pentru tot! Vai, ce lumânări interesante! Te-am făcut un tortulet! Am folosit mixerul! Hai să mâncăm, că știi cum e! E mai bun cu proastă, proastă! Îți place? Da, acum l-am făcut! M-am chinuit o grămadă! Hai să mâncăm! Felix, nu-ți pui o dorință și să-ți mâncăm? Ba da! Forță de gamer! Să fie din prima. Cine mai bună are? Miroase de ciut! Miroase bine. Hai să mâncăm de un pot. Te-am crezut că primești tort astăzi. Te-am avut o surpriză. Mă servești și pe mine cu felie de tort? Nu. Mamă, ce fericit e! Pentru că Cristina nu face mie tort. Păi da, dar acum e ziua ta. Ți-am mai făcut o dată acum vreo 5 ani. Ia să pune. De unde să tai, de unde să tai? De unde vrei tu? Arată super fain, nu? Aha. Mai ușor, Felix.
Doamne, mai ușor! Ce faină felie! Ți-o iei cu tocul lumânare? Felix își ia tot tortul cu tocul lumânare. Cristina! Ce, Felix? Ce mai era mămăligă pe care ai primit-o la ta? Măcar dacă o cea mămăligă bună. Deci Felix nu se lasă până la urmă, mănâncă. Cât ai dat pe pasta? Pe... Poftim? Cât ai dat pe asta glazura? Vreo 2 lei. Îți plate căpșunile? Da. La mulți ani, Felix! Îți place tortul făcut de nevasta ta? Vreau să-mi dai seama că e farsă, că tu nu faci toată. Felix, până la urmă, tot timpul vede partea bună. Până la urmă, e gustos, nu? Auzi, Felix, da, uite, arată ca un tort de vanilie. Uite ce bine arată blatul. Mămăliga asta este... Să zicem doar că... Să zicem, unde ai găsit-o? Cum să știu să zicem? Am făcut o mămăligă foarte, foarte, foarte tare. Stai să guste și nucile de cocos. Foarte bun. Genial. Da, știu, glazura e bună. Bă, și știu ce mirosea. Eram sus acolo în cameră, m-am filmat și mă gândeam, miroase a vanilie, ce face, face bun. Și am folosit și mixer, ca să se știe. M-a auzit-o că... Mi-ajunge. Îți mai fac? Felix, dar asta nu este tot. Mai am ceva pentru tine. Al tort? Nu. Un cadou! Serios? Da, uite acolo! Uite acolo, în partea aia! Mamă, ce mănâncă de tort! Uite acolo, tort! Cadou, 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 cadou! Mamă, ce faină lui! Cadou! Felix! Hai, repede, 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 repede să-l desfaci! Știi ce este aici? Ceva ce-ți place ție foarte, 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 foarte mult! Pizza? Nici chiar atât de mult cum îți place pizza. Poți cu mine? Băi! Ceva ce tu iubești foarte mult. Deci adori. Ce iubesc așa de ușor? Că se ne-a parcat un gram. Desfă! Unde l-ai ascuns așa mare, Cristina, până acum? Secret. Ah, ce fain. Deci nu uita că e ceva ce îți place ție foarte mult. Mi-am făcut singur un cadou pe ziua de azi. Scaunul de gamer! Și acum am cadou în plus. Să vedem. Deci nu uita că e ceva ce iubești foarte, foarte mult. Dar să nu te uiți la cutie, să te uiți ce este în cutie. Nu uita că îți place foarte mult. Iubești. Că iubești când îți las doar atât de puțină hârtie igienică. Da, în zile bune las atâta. Hai să vreau tot cât îmi lasă. Hai să vreau exact așa cât îmi lasă. Și era singura hârtie din casă, trebuia să mergi la altă parte. Uitați-vă, fără să exagerez, asta am primit de-o de la Cristina. Ca să nu spun că am numit atât de isteț încât folosesc cartonul. Vreau să folosesc cartonul. Ți-a plăcut cadoul meu? Asta ți-a luat două ore să ne consuma hârtia, nu? Ești ok? Șocata asta miroase a canal, dar am auzit că are proprietăți, dacă s-a șocată. Felix, se neagă de la tortul meu, a fost atât de bun? Mi-a venit înapoi. Miroase a canal, e bine, e ok. Mi-a venit înapoi, sunt să mi se facă rău de la crema asta. Felix, vrei să zici că nu ți-a plăcut tortul meu? Nu mă, Cristina, că m-a venit înapoi tortul tău. Felix! Eu știu că ăsta n-a fost cel mai fain cadou pe care ți l-am făcut până acum. Dar ți-am făcut un cadou și mai fain. Ești pregătit să-l vezi? E pe bune? Da! Hai. Felix se uită să vadă dacă îi pică ceva. Deci ești pregătit să vezi ce cadou ți-am pregătit eu?
De vreo 2 zile lucrez la asta. Super. Deci ia să știi vedem. Că mi-am dat interesul. Ia să vedem. Trebuie să zic momentul dacă voi v-ați făcut socată. A mea așa de bună, miroase puțin a ciudat, lasă un gust așa de șans după, dar e bună. Hai, Felix, gata, gata cu socata. Ești pregătit? E 151 pe Instagram, ești tare. Da, 151.000 de nuci de cocos pe Instagram. Cadou meu de la mine pentru tine. La mulți ani, Felix! Vreau să te rog să zic de naștere minunată, alături de cei dragi. Pa, vă iubesc! Pa, și-o vă iubesc! La mulți ani, Felix! Să ajungi cât mai repede la suma de 1.000.000 de abonați! La mulți ani, Felix! La mulți ani, Felix! Ai multă sănătate și să știm că noi te iubim, nucile tale de cocos! La mulți ani, Felix! Wow! La mulți ani, Felix, multă sănătate și bucurie alături de cei dragi. Hei, la mulți ani, mamerule, vreau să-ți spun că îți urez un sincer la mulți ani și sper ca toate visurile tale să te îndeplinească. De asemenea, să știi că noi nucile tale de cocos vom fi alături de tine și de câți din amere. La mulți ani, Felix. N-am abonat, băieți. La mulți ani, Felix, ai o zi de naștere superbă. La mulți ani, Felix, să știi că te iubim foarte mult și să nu uiți că noi suntem aici pentru a te susține în toate alegerile pe care vrei să le faci. La mulți ani, cacacamerele! La mulți ani, Felix! Să fii sănătos, să ai tot ce-ți dorești și o viață lungă alături de Cristinuța. La mulți ani, Felix! Eu am să scriu o carte de oră, însă cel mai important este sănătate și îți doresc multă sănătate. Și un lucru vreau să-ți spun, unde te afla, ce vei face, cu ce oameni te vei întâlni, să rămâi același Felix, care îl știm cu toți amuzant și cu toate calitățile bune care le ai. La mulți ani, Felix, să fii fericit și sănătos. Te pup și te iubesc. La mulți ani, mamă, ce cadou. Te iubesc și îți doresc multă sănătate și fericire. Te pup și te iubesc. La mulți ani, Felix! La mulți ani, Felix! Te cocoador! Hashtag respect! Hashtag respect! La mulți ani, Felix, și sper să ajungi mai repede la suma de 1.000.000 de abonați. La mulți ani, Felix, sper să ajungi de naștere minunată. La mulți ani, Felix! La mulți ani, Felix, multe succese în realizarea ceea ce îți propui. Vă iubesc mult! La mulți ani, Felix, și multă sănătate! Vă iubesc! La mulți ani, Felix! Multe fericiri și bucurie alături de Cristina și de cei dragi! La mulți ani, camerule, să ai tot ce-ți dorești! La mulți ani, Felix! Mulțumesc! La mulți ani, Felix, sper să ai de toate în viață și o viață cât mai frumoasă alături de Cristina. Și n-am face farse. La mulți ani, Felix, vreau să zic că ești cel mai tare om din lume. Vă iubesc, pa! Pa! Hei, la mulți ani, Felix, să-ți doresc o zi frumoasă și multă sănătate și să fii fericit. La mulți ani, Felix. La mulți ani, Felix, eu îți doresc multă sănătate și sper să ți se îndeplinească toate visurile pe care le ai. La mulți ani, Felix. Mai ce super e video ăsta. Te pup, pa. La mulți ani, Felix. Primul băiat. La mulți ani, Felix, să fii sănătos și nu uita că tu ești gamerul nostru preferat. Te pup! Și singurul. La mulți ani, Felix, să fii sănătos, să ai viață fericită alături de Cristina și să nu te lași niciodată de YouTube. Ce fain e să-ți vezi abonații. La mulți ani, Felix, să-ți doresc sănătate și multe bucurie. Pa! La mulți ani, Felix, să fii sănătos și fericit. Te pup! La mulți ani, Felix! Cu băiat! La mulți ani! La mulți ani, Coco Felix! Ai multă sănătate și fericire în cariera ta de YouTube! Mersi! Te pupăm! La mulți ani, Felix! Mersi! Ce frumos sunteți toți! La mulți ani, Felix! Îți doresc o zi frumoasă alături de Cristina și să ajungi la 1.000.000 de abonați pe canalul tău! Am scăpat ceva la 1.000.000 de tot zic 1.000.000! La mulți ani, Felix! Mersi! La mulți ani, Felix! Trebuie să sunteți toți! La mulți ani, Felix! Îți doresc să fii sănătos și fericit alături de cei dragi! La mulți ani, Felix! Eu sunt Nicoleta! La mulți ani, Felix! Îți doresc multă sănătate și fericire alături de Cristina! La mulți ani, Felix! Sper să ai o zi plină de fericire și să nu te lași niciodată de YouTube! Te iubesc! La mulți ani, Felix! Îți doresc multă sănătate și tot ce îți dorești! Să știi că sunt abonată pe toate canalele voastre și urmăresc fiecare vlog. Vă pup și vă iubesc din tot sufletul.
La mulți ani, Felix! La mulți ani, Felix, ca toate visele să ți se împlinească! La mulți ani, gamerul nostru preferat! Te iubim, multă sănătate și la mulți ani! O să mă numiți gamer de acum! La mulți, mulți ani fericiți, Felix, să fii sănătos și să ai tot ceea ce îți dorești! La mulți ani, Felix, să fii sănătos și vrei și tot ce vrei! Te pup, pa! Pa! La mulți ani, Felix, să ai o zi de naștere cu cei de agi! La mulți ani, Felix, să fii sănătos și să fii fericit! La mulți ani, Felix, ești cel mai tare gamer! La mulți ani, Felix, sper să ai o zi de naștere superbă ca și tine! La mulți ani, Felix! La mulți ani încă o dată, Felix! Merci! Coco, gamerule! Vă pupăm! Sper să mă pune și pe mine pe story! Sau măcar un video! La mulți ani, Felix, să fii sănătos și fericit! La mulți ani, Felix! La mulți ani, Felix! Cu ocazia zilei tale de naștere îți doresc tot ce este mai bun! Că-o recitat! La mulți ani, Felix! Ce drăguțe toți! La mulți ani, Felix, să știi că noi și nucilor de cocos te iubim! Sper să ajungi la o sumă de 1 milion de amânați! La mulți ani, Felix! La mulți ani, Felix, ai multă sănătate! Vă pup și vă iubesc! La mulți ani, Felix! Mi-aș dori ca când se va termina carantina să veniți în Republica Moldova la întâlnirea cu fanii! Sunt din Moldova! Îmi place accentul din Moldova, să știți! Am început un video! Multă sănătate, împlinire, să fiți cei dragi alături și sper să ajung în video, fiindcă aș vrea să mă văd și eu, aș fi în al nouălea cer de fericire! La mulți ani, Felix! La mulți ani, Felix! La mulți ani, Felix! La mulți ani, gamerule, îți urez o zi de naștere cât mai specială și minunată, deși este în carantină. Noi, cocolișii și nucile, la mulți ani, Felix! Cel mai tare gamer și îți urăm o zi de naștere grozavă alături de Cristina și de noi, evident. La mulți ani, Felix, îți urez multă sănătate și fericire. Ești cel mai tare gamer și te iubim mult și te vom susține mereu. La mulți ani! La mulți ani, Felix! Să fii sănătos și fericit alături de Cristina! Vă iubim! La mulți ani, Felix! Îți doresc multă, multă, multă sănătate! Te și ție și Cristina și tot ce îți dorești! Și să mai postați cât mai des vlog-ul noi, pentru că mă uită la toate! La mulți ani, Felix! Să știi că te coco ador! Ador. La mulți ani, Felix! Îți doresc o zi de naștere plină de soare și de zâmbete și nu uita că ești gamerul nostru preferat. Te iubim! Înainte să încep, vreau să vă zic că abia m-am trezit și vreau să zic la mulți ani, Felix! Pentru că am văzut că toate nucile de cocos fac asta, deci la mulți ani, Felix, să fii sănătos și să ai parte numai și numai de bucurii alături de Cristina și de cei dragi ție. Te iubim, Felix! Pupici! La mulți ani, Felix! Să fii sănătos, să știi că ești un gamer super, super, mega tare și te iubesc foarte mult! La mulți ani! La mulți ani, Felix! Să ai o zi de naștere perfectă! La mulți ani, Felix! Îți mulțumesc că toate visele pe care le ai și ești dat în orice de copos! La mulți ani, Felix! Să fii sănătos și fericit alături de cei dragi, nuțile de coco și cocoli și te susțin în continuare! La mulți ani, Felix! La mulți ani, Felix! Să ai o zi minunată alături de Cristina! Pupici! La mulți ani, Felix! Îți doresc să fii sănătos, voinic, voioși, să fii fericit alături de cei dragi și de Cristina și să ajungi cât mai repede la suma de 1 milion de abonați! Ce fac la 1 milion? Chiar o meriți! La mulți ani, Felix, să fii sănătos și fericit alături de Cristina. La mulți ani, Felix, îți doresc o zi minunată și nu uita, noi nucile de cocos te iubim foarte mult. La mulți ani, Felix, ești cel mai tare și ține tot așa. Bună, Felix, la mulți ani, ești cel mai tare vlogger din lume și te apreciez foarte tare pentru munca depusă alături de Cristina. La mulți ani, Felix, ai o zi de naștere minunată, te iubim toți cocolicșii. La mulți ani cu întârziere, Felix, îți doresc tot ce mai bine alături de Cristina și multă sănătate în continuare. Mersi! La mulți ani, Felix, ai o zi de naștere fericită alături de Cristina și multe, multe cadouri. Pa! Mersi, cadouri am primit! La mulți ani, Felix! La mulți ani, Felix, îți dea Domnul sănătate! La mulți ani, Felix! La mulți ani, Felix, îți doresc tot bine din lume și multă, multă sănătate! Te pup! Mi-am intrat în 3 secunde tot! La mulți ani, Felix!
Sper să ai parte de tot ce-ți dorești. Te iubim! La mulți ani, Felix, să știi că noi niciul de cocos suntem alături de tine și că te iubim mult. Să fii sănătos și fericit! La Felix, vă ador! La mulți ani, Felix, să ai o zi de naștere cât mai frumoasă! Mersi! Hei, Felix, la mulți ani să ai tot ce-ți dorești și scuze că îți amenez mai devreme, dar am fost plecată. Înțeleg. La mulți ani, Felix, să ai o zi minunată de naștere, pupici. Bună, eu mă numesc Ami și vreau să îi spun lui Felix la mulți ani, multă sănătate, să nu te despărțești niciodată de Cristina, să ai 1 milion de abonați pe YouTube. Deci, Felix? Vreau să mulțumesc foarte mult, chiar m-ați încărcat cu energie. Îmi place foarte mult să vă văd, sunteți super fain toți, deci chiar nu vine să cred. Și nici măcar n-au fost toți, pentru că nu am reușit să pun pe toată lumea în video, deoarece au fost foarte multe nuși de cocos și cocoliși care ți-au urat la mulți ani. Cred că m-aș putea uita o zi întreagă doar să vă aud, doar să vă aud cum vorbiți. E foarte fain să vă și văd, nu doar în comentarii. Până la urmă ți-a făcut cel mai fain cadou? Știi cum e? Ai început așa, dar ai crescut bine. Mereți un like, meriți. La mulți ani, Felix, te iubesc și sper și eu să facem cât mai mult YouTube, să facem cât mai multe videouri faine pentru cocoliși și nucile noastre de cocos. Iar voi, nucilor de cocos care nu ați avut Instagram, dacă vreți, puteți să-i spuneți la mulți ani lui Felix în comentarii. Gameru, nu o să fiu niciodată moș. Gameru, nu cărunt, Gameru, vedeți voi. Deci Felix m-a promis că va face YouTube tot timpul. Ne vedem data viitoare! Face tot urât, Cristina! Cum am făcut ceva? Până la urmă, nucilor de cocos, ia uitați ce tort de gamer adevărat are Felix! Este și el super fericit și se umflă în pene acum că e fericit! Ce părere ai, Felix, despre tortul tău? Am părere că să-l mâncăm foarte repede, să nu încurci găceară pe această minunie. Uitați-vă! Pizza tort! Este cu de toate și este mâncabil. Am pus aici o tonă de legume. Uitați ce bine arată! Uitați ce bine arată cu legume, multe, cu ciuperci, cu tot ce vrei, sos de roșii. Vegetariană până la urmă, că asta până la urmă e cea mai bună pizza ever. Să pună dorința! Puneți o dorință!